Sute de olteni s-au confruntat de la începutul anului cu diverse probleme de sănătate, pentru care au solicitat compensații, despăgubiri sau de decontări la Casa Județeană de Pensii Olt, suma acordată acestora ridicându-se la aproximativ 12 miliarde de lei vechi. În perioada 1 ianuarie-15 noiembrie s-au decontat de CGP Olt din fondurile Sistemului de Asigurare pentru Accidente și Boli Profesionale, facturi pentru spitalizare și medicamente în valoare de peste 290.000 de lei. De asemenea, au fost depuse zeci de cereri de către angajatori pentru acordarea diferențelor de indemnizații plătite de ei, acordându-se în total o sumă de 35.000 de lei. Administrația Județeană a Finanțelor Publice OLT informează că în luna octombrie 2016, prin aplicarea măsurilor de îmbunătățire a administrării creanțelor fiscale și a comportamentului fiscal al contribuabililor, a realizat venituri bugetare în sumă totală de aproape 65 de milioane de lei. Pentru recuperarea creanțelor datorate bugetului general consolidat, în luna octombrie 2016 s-au instituit următoarele modalități de executare silită, emiterea unui număr de aproape 6.000 titluri executorii pentru debite în sumă totală de 7,2 milioane de lei. De lei, aplicarea unui sechestru pentru un bun imobil în sumă totală de 167.000 de lei și aplicarea unui număr de 120 popriri pe conturi bancare în sumă de aproape 4 milioane de lei feme Olt a plătit de la începutul anului 4 ajutoare de deces șomerilor indemnizați. În In total, în ultimii aproape patru ani au fost acordate numai puțin de 29 de astfel de ajutoare, din care 11 în 2013, 5 în 2014 și 9 în 2015. Puțin cunosc faptul că, potrivit legislației, atât șomerii indemnizați cât și familiile șomerilor decedați pot beneficia de ajutor de înmormântare. De la începutul anului au fost acordate patru astfel de ajutoare pentru decesul șomerilor indemnizați. Suma totală plătită pentru cele patru ajutoare de deces a fost de 9.000 de lei. Indemnizațiile pentru invalizi, veterani și văduve de război au fost majorate cu 75% potrivit unei ordonanțe de urgență aprobate de executiv în ședința de la sfârșitul lunii noiembrie. De măsură vor beneficia aproape 14.000 de persoane aflate în această situație. Conform actului normativ, cele trei categorii vor primi indemnizații majorate de la 1 ianuarie 2017, după cum urmează, pentru invalizii de război mari, mutilați și cei încadrați în gradul întâi de invaliditate vor primi o indemnizație de 250 de lei lunar. Cei încadrați în gradul 2 de invaliditate vor primi o indemnizație de 231 de lei lunar. Cei încadrați în gradul 3 de invaliditate vor primi o indemnizație de 196 de lei lunar. Pentru veteranii de război și văduvele de război, indemnizația se majorează de la 92 de lei la 161 de lei lunar. Aproximativ 260 de patroni din județul Olt au fost amendați de către inspectorii de muncă în ultimii aproape 3 ani. Au contestat în instanță procesele verbale de contravenție întocmite pentru neconformități din domeniul relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă. Potrivit conducerii teme Olt, cel mai multe procese verbale de contravenție atacate în instanță de către angajatorii sancționați sunt pentru muncă la negru. ITM Olt este contestat în instanțele din județ de către angajatorii nemulțumiți că au fost sancționați. Această situație este o consecință a creșterii cu cuantumului amenzilor pentru munca la negru în ultimii ani, valoarea acestora fiind cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei.